Cum vedeți legea confiscării depozitelor negarantate pentru salvarea băncilor cu probleme, așa numita lege bail-in adoptată de Guvernul României la 1 iulie? A fost necesară intervenția în forță a Comisiei Europene în acest demers? Mă refer la procedura de impeachment declanșată împotriva României. Dar, în primul rând, procedura nu s-a declanșat. O întârziere este, într-adevăr, pe rol. O lege nu am avut la 1 iulie. Legea este în pregătire. Se discută, se lucrează la guvern. Există o directivă europeană care deja presează asupra noastră și directiva asta trebuie, bineînțeles, cu amenajările de rigoare, cu asezonările necesare, ea va fi cam întocmai preluată directiva europeană într-o lege în care se pregătește. Nu pot să spun exact astăzi când va fi această lege, dar ideea este următoarea. În caz că, aici apare această condiție, în caz că se prăbușește vreo bancă sau prin fond de investiții, că legea este pentru bănci, adică pentru instituții de credit și pentru fonduri de investiții. Deci vreo bancă sau vreun fond de investiții, atunci investitorii sunt primii chemați, investitorii și creditorii sunt primii chemați la acoperirea pagubelor. Având în vedere că există lege bătută în cuie pentru depunătorii în bănci cu depozite per persoană, per bancă, până la 100.000 de euro, de ei nu se poate agăța nimeni. E lege, fondul de garantare este pregătit pentru orice eventualitate. Din punctul meu de vedere, nu există niciun pericol și nu este în fața noastră niciun fel de eventualitate, dar legea trebuie să o avem, celelalte pregătiri sunt gata, asta mai trebuie să avem legea asta și în condițiile în care nu se fondurile care vor fi alocate nu vor ajunge pentru acoperirea tuturor pagubelor, atunci depunătorii cu depozite de peste 100.000 de euro, este posibil, nu e sigur, dar este posibil să devină acționari. Și atunci rămân la prima expresie, deci acționare sunt, pentru că devin întâi acționari și pe urmă, în calitate de acționari contribuie la acoperirea pagubei, dar cu diferența de la 100.000 de euro în sus, pentru că până la 100.000 de euro, nici de banii lor nu se poate atinge nimeni. Miercuri, domnul guvernator Mugur Visărescu a atras atenția că noile coduri, cel fiscal și cel de procedură fiscală, ar putea altera echilibrele macroeconomice, iar consecințele lor în timp ar putea eclipsa dezvoltarea pe termen lung. La ce credeți că s-a referit domnul guvernator? În primul rând, o să fac o subliniere care este foarte importantă. Vă rog. Și anume, în statutul Băncii Naționale, în legile care reglementează activitatea Băncii Naționale, sunt prevederi pe care Banca Națională le respectă cu sfințenie în litera lor și în spiritul lor. Din acest punct de vedere, Banca Națională a României că este decisă să respecte o condiție, și anume nu face arbitraj între instituțiile statului. Banca Națională nu are nici măcar inițiativă legislativă. Din acest punct de vedere, ea își respectă statutul, instituția noastră, statutul de consultant tehnic al autorităților statului, al președinției, al guvernului. Este și o vorbă la Banca Națională. Noi colaborăm cu președintele pe care îl dă țara și cu guvernul pe care îl dă țara. Din acest punct de vedere, dacă luați cuvântarea de miercuri a guvernatorului, cuvânt cu cuvânt, nu o să găsiți această expresie, codul fiscal sau codul de procedură fiscală. Dacă guvernatorul s-ar fi referit la aceste două instituții, înseamnă că și-ar fi încălcat statutul. Și nu s-a referit. Am înțeles.
A spus altceva. A spus că România a ajuns la un succes chiar, și anume macrostabilitatea care este asigurată cu trudă, cu eforturi mari, și ajunsă aici, trebuie să avem grijă că macrostabilitatea odată obținută nu este dată pentru totdeauna. O putem pierde foarte ușor. Aici este ca gloria. Se câștigă greu, se pierde într-o clipă. Deci macrostabilitatea trebuie să ținem așa cu dinții de ea, să o apărăm, și că trebuie apărată. Și a avut și o expresie care este chiar interesantă, că avem două realități aici. Baza, această macrostabilitate asigurată, și vârfurile. Deci avem baza acum, de la bază trebuie să ascensionăm spre vârfuri. Vârfurile fiind un management performant, inovație, productivitate, eficiență, competitivitate, toate cuvintele astea sunt acolo puse la locul lor în cuvântarea guvernatorului, în așa fel încât să asigurăm visul oricărei țări, bunăstare. Pentru că baza nu lucrează prea mult pentru bunăstarea țării, numai vârfurile duc acolo. Și dacă avem baza, să o păzim. E o vorbă din străbunii din secolul al XIX-lea, v-am dat teatru, păziți-l, pe urmă a fost, v-am dat bancă, păziți-o. E, acum se poate spune, avem baza, să o păzim. Și mai departe să urcăm pe scările care duc spre vârfuri, ca să asigure, această țară și bunăstarea mult răvnită. Schimbăm puțin registrul. Aș vrea să vă întreb cum sunt afectați românii de faptul că dolarul se menține de aproximativ 5 luni deasupra limitei de 4 lei, pragul psihologic de 4 lei. Să clarificăm un lucru. Pe piața noastră valutară avem o singură referință, euro. Lupta leului, leul este în cursă cu euro. Atât și nimic mai mult. Toate celelalte valute din lista noastră de prețuri valutare. Că în fiecare zi, la prânz, Banca Națională face un calcul și scoate o listă de cursuri. Un singur curs din această listă, și anume leu-euro, este stabilit la confruntare, la luptă. Restul, celelalte cursuri ies dintr-un calcul, un calcul încrucișat, așa numit cross, și francul elvețian, și dolarul canadian, și dolarul american, și coroana cehă, și forintul unguresc, și zlotul polonez, toate, și leva bulgărească, toate ies din acest calcul încrucișat prin raportul euro cu celelalte valute. Aici foarte important este cursul de pe piață, dolar-euro, dar acest curs nu ne privește pe noi, cum ne privește nici și cursul franc-elvețian euro. Sau, să rectific, m-am exprimat un pic greșit, nu că nu ne privește pe noi, ne privește, că suntem atenți la ce se întâmplă, dar nu depinde de noi, niciunul dintre aceste cursuri nu depinde de noi. Numai cursul leu-euro, pe care din când în când, atunci când se produc dereglaje în acest curs, adică leul ori se apreciază excesiv, ori se depreciază excesiv, Banca Națională își asumă și dreptul și rolul de a interveni pe piață ca să echilibreze piața. Dar piața noastră este stabilă. Ăsta e un lucru care se vede cu ochiul liber. Cursul leu-euro este stabil și celelalte cursuri care fluctuează nu pentru că e ceva în neordine pe piața noastră valutară, ci pentru că e ceva în neordine pe alte piețe valutare ale lumii pe care nu le controlează Banca Națională.
Dar cum afectează crizele politice, în general, cursul principalelor valute în raport cu leul? Depinde unde ne uităm. Dacă ne uităm pe piața americană, mișcările politice afectează imediat. Pe piețile mari, Franța, Marea Britanie, Germania, mișcările politice imediat afectează. În România, leul e mai, să mă exprim așa, mai nepăsător. Își vede de treaba lui și nu prea este atent la declarațiile politice, mai ales că unele declarații se și schimbă. Să spun într-un fel, mie într-un fel. Ar trebui ca leul să fie mult prea atent la ce se întâmplă pe piața politică. El devine atent numai atunci când sunt realmente mișcări serioase care pot să afecteze economia.